Finalizarea aducțiunii de apă în Domnej reprezintă un obiectiv principal pentru primarul comunei Nicolae Zmădu, mai ales că la acest proiect se lucrează de 7 ani. Însă proiectul de canalizare și reabilitarea și modernizarea pieței centrale din Domnej sunt alte proiecte la fel de importante care se vor realiza anul acesta. În 2014, ca orice conducător al unei asemenea comune, gândesc și eu să vedem ce realizări putem avea și ce pași putem face spre a deveni o comună europeană, așa cum vorbim de foarte mult timp. Ce să vă spun, una dintre investițiile cele mai importante este de a finaliza aducțiunea de apă, la care lucrăm de 7 ani de zile împreună cu Comuna Corb și cu Pietroșanii. Cred că am ajuns la aproximativ 80% lucrarea. De asemenea, avem ceva sume de achitat, dar ultimii pași făcuți la sfârșitul anului 2013 sunt foarte buni din punct de vedere financiar, ținând cont că am achitat o mare parte din banii care eram datori acestei firme. De asemenea, așteptăm să facem licitațiile pentru distribuția de apă în comună, pentru a putea ca locuitorii să se bucure de această muncă de, așa cum v-am spus, de 7-8 ani de zile. În paralel lucrăm și la proiectul de canalizare. Aveam depus deja pe fondul de mediu un proiect pentru canalizare menajeră în comună. S-au blocat pentru timp fondurile și aceste proiecte, dar trebuie să continuăm să le deblocăm. De asemenea, mai avem ceva de lucru, aproximativ 40% la proiectul început cu câțiva ani în urmă de reabilitare, modernizarea pieței din Domnești, a Târgului Săptămânal, unde chiar ieri discutam cu foarte mulți comercianți care au mai putut să vină ieri în piață. Este o tradiție, este o piață la care foarte mulți comercianți din județele limitrofe și din comune, din orașe, vin pentru a desfășura activitate de duminică. Sperăm ca se deblocheze și aceste sume. Mai avem o restanță de 650.000 de lei să o dăm firmei care a lucrat, după care vom continua cu partea din piață de aici. Am realizat acea centură de 960 de metri, de un kilometru, piața de animale, de cereale și parcarea. Vom continua să finalizăm și acolo.